Sistemul informatic nu mai poate înregistra activitatea noastră în ceea ce privește consultațiile, eliberarea de rețete și bilete de trimitere la asigurat. Acest lucru se întâmplă în tot sistemul sanitar, în ceea ce privește asistența din spital, ambulator de specialitate, medic de familie și farmacie. Există un ordin al președintele Casei Naționale, care spune că în asemenea situație medicii pot lucra offline. Adică ce înseamnă? Că după aceea, într-un alt timp, trebuie puse în sistem online toată activitatea noastră. Numai că avem o experiență foarte proastă din acest punct de vedere a cazurilor anterioare când s-au comis erori la înregistrarea în sistemul online și la un control ulterior, medicii au plătit toate serviciile, rețetele și biletele de trimitere emise în acest fel, astfel încât toată lumea se reține la această manevră. Această situație durează extrem de mult. Pacienții merg de câteva ori la medic ca să le dea această rețetă sau le trimitere sau să le facă consultația, le face medicul, numai că nu va fi trecută ca plată consultația. La farmacii sunt cozi imense, farmaciile încearcă cât pot cu sistemul offline, dar după aceea stau noaptea și ridică online toate aceste rețete. Este o dezorganizare și un haos, îndrăznesc să spun haos, de nedescris. Noi trebuie să ne facem activitatea medicală, nu să corectăm greșelile sau să fim atenți să nu greșim în acest sistem informatic. Trebuie neapărat să ia măsuri și de urgență, pentru că s-a creat o situație chiar fără precedent. Astăzi dimineață sistemul n-a mers deloc, pe prânz a mai început să meargă. Dar situația se va repeta în continuare dacă mentenanța nu va intra în funcție. Casa Națională de Asigurări de Sănătate solicită furnizorilor de servicii de sănătate să trateze în continuare cu toată responsabilitatea problemele medicale ale asiguraților și să nu amâne acordarea tratamentelor necesare acestora, se arată într-un comunicat al CNAS. Instituția nu dă nicio explicație pentru problemele apărute, ci doar menționează că la acest moment nu mai există un contract de mentenanță a sistemului informatic. Informație făcută publică încă de luni de Siveco. Contractul de mentenanță a expirat și compania nu este dispusă să lucreze pe gratis. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informat că se preocupă de asigurarea mentenanței acelor componente ale PIAS, care în prezent nu mai sunt acoperite contractual, iar specialiștii IT din cadrul instituției depun toate eforturile în vederea soluționării disfuncționalităților apărute, acestea putând fi semnalate de furnizorii de servicii de sănătate aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate la adresa de e-mail support.siui@casan.ro.